În cultura vestică am încercat tot timpul să clarificăm asta este comic, asta este tragic. Omul trăiește toate lucrurile astea împreună. Dau totdeauna un exemplu că dacă în studioul ăsta ar fi fost o fereastră și i-a spune, vină cu mine la fereastră și am uitat afară și afară trece un om care n-a observat o piele de banană. A pus piciorul pe piele și cade. Noi, reacția noastră e să râdem. De ce râdem noi? Că noi nu suntem așa tâmpiți ca el. Dacă eram în locul lui, noi am fi văzut. Așa că el... Și în același timp că noi râdem, el plânge pentru că și-a spart piciorul. Și-a rupt piciorul. E în același loc. Aceeași acțiune, aceeași personaje. Vă zic că e tot de-a timpul o greșeală. Noi suntem cioburi de gândire contrastantă, de emoții contrastante. Nu avem nimic în comun decât această multitudine de posibilități. E foarte important de a înțelege că, și asta am înțeles prin teatru, că și actorul trebuie să înțeleagă că fiecare dată că el, actorul sau orice om ia o hotărâre, o decizie. Cineva a decis să-mi dea apă, nu Coca-Cola, nu un număr infinit de alte posibilități. Vă zic că eu beau apă. Am ales un lucru, un lucru și am spus da la unul și am spus nu la un număr infinit de posibilități. Viața este în acel nu, la cele posibilități. Tata și mama, sunt singur copil, știindu-l pe tatăl meu, au făcut dragoste de mult timp. Eu sunt produsul al 30.000 de încercări, eu trăiesc pentru alți oameni, pentru alți, vă zic, această lumea posibilităților, e o lume reală. Nu numai lumea concretă. E ce nu face. Ce am spus nu, ce am refuzat, mi se pare tot așa de important.